Elevii care au susținut probele scrise ale sesiunii de vară de la BAC au aflat astăzi primele note. 4 absolvenți de liceu din județul Suceava au obținut calificativul maxim la toate probele examenului de bacalaureat din acest an. Cu media 10 la sesiunea din vară a examenului maturității se remarcă Daniel Ciobanu de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, specializarea tehnician în activități economice, Adina lui Salavric de la Colegiul Național Eudoxiu Hrumuzachi din Rădăuți, specializarea științe ale naturii, Andreea Nistor de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, profilul matematică informatică și Mihai Prelipcean, absolvent al Colegiului Național Ștefan cel Mare din Suceava, tot la specializarea matematică informatică. Rezultatele examenului de bacalaureat au fost afișate marți, 12 iulie, pe portalul Ministerului Educației. Elevii nemulțumiți de notele obținute pot cere recorectarea lucrării până în ora 20. Între 13 și 15 iulie vor fi rezolvate contestațiile, urmând ca sâmbătă 16 iulie să fie afișate rezultatele finale.